Atacantul echipei ASEA Ajaccio, Adrian Mutu, a declarat marți pentru postul Lady Radio că și-ar dori să revină la formația ce Fiorentina și-a precizat că ar fi o mare onoare pentru el să-și încheie cariera la grupare italiană. În vârstă de 33 de ani, Mutu a jucat la Fiorentina 5 sezoane, pentru care a înscris 54 de goluri în 112 partide. Atacantul român a fost cumpărat în vara anului 2006 de oficialii grupării Viola în schimbul sumei de 8 milioane de euro de la grupare italiană Juventus, implicat atunci într-un imens scandal și retrogradat în Serie B. Fiorentina a rămas în inima mea și sunt mulțumit că am reușit să las ceva în urmă. Sper să revin curând să văd un meci. Criticile făcute la adresa mea de patronii Diego și Andreea de la Vale au fost uneori excesive, alteori meritate. Dacă de la Vale mi-ar spune să revin, aș accepta, deoarece ar fi o onoare să-mi închei cariera la Fiorentina. Nu am nimic rău de spus nici despre Diego și nici despre Andreea de la Vale, care mi-au fost mereu aproape chiar și atunci când nu m-am comportat bine, a spus Mutu potrivit site-ului fiorentinanews.com.